ceea ce vom prezenta astăzi, cu siguranță veți putea face la sală diseară, acum sau peste două ore. Te ascultăm, începem? Te ascultăm. Bun. Ne aplecăm un pic, ducem bila în spate, o aducem la piept și coborăm în squat, da? Exact. E o mișcare funcțională, da? E foarte important mișcarea de trunchi, da? Să nu se încline foarte mult trunchiul în timp ce lucrăm exercițiul acesta de pendulare a brațului, da? Foarte important să legați cu genoflexiune, pentru că în felul ăsta faceți exercițiul mai complex, da? 3, 2, 1, bun! Atenție! Oprim mingea, da? La jumătate. Mergem în squat, ne ridicăm și o ducem deasupra capului, ca în același timp să lucrăm și coapsele, dar și mușchii deltoizi, da? Într-un singur exercițiu. Mergeți până la 15-20 de repetări, nu folosiți greutate prea mare la minge, da? E important să lucrați corect prima dată. Acolo și 3, 2, 1, foarte bine. Ok, hai să mergem mai departe. Vreau să ne oprim în genoflexiune, cu mingea de la piept, în timp ce ne rotim, o ducem înspre înainte. Revenim la fel în partea cealaltă. Exact. Și răsucim pe fiecare parte. Foarte bine. Abdomenul controlat. Foarte important să nu apleci trunchiul în momentul când duci mingea în față, da? Trunchiul tău rămâne perfect pe verticală. Asta e. Și foarte bine. Hai. Și Andrei, foarte bine. Abdomenul controlat. Acolo Florin, răsucesc. Atenție. 3, 2, 1. Ok. Ultimul exercițiu pe ziua de azi. Așezăm mingea jos și atenție, o să facem o serie de flotări cu o palmă pe minge. Alternativ, 3, 2, 1 și începem. Haide, și vreau să plimb efectiv pila, mingea pe fiecare braț, da? Astfel încât să-mi angrenez foarte bine mușchii stabilizatori în timp ce lucrez exercițiul ăsta. E un exercițiu de core, e un exercițiu în care mi-a antrenez pieptul, brațele, e un exercițiu complex, da? Introduceți-l în antrenamentul vostru. 2, 1, foarte bine, băieți, vă mulțumesc mult, ne vedem data viitoare. Mulțumim, Florin, să ne vedem cu bine la antrenament.